Mi-a luat mașina. Nu știu ce a făcut Robi, că a luat toți banii din cont, s-a mai împrumutat și de la mine ca să-și ia mașina înainte de casă. I-am zis să nu, dar i-am zis bine, faci ce vrei. Și l-am mai pus să dea detaliile la cont. Să vezi ce fac eu lui cu detaliile lui de ce a dat. Eu trebuie să mă trăi pe mine, te rog pe tine. Astăzi îi voi fura mașina lui Lino Golden. Probabil vă întrebați cum o să fac asta. Ei bine, o să vă atașez de ecran pe undeva conversația cu iubita lui, care a spus că o să mă ajute să fac asta. I-am explicat tot planul meu și a zis că o să-mi lase cheia undeva în curte. Ce nașpa e că Lino stă destul de departe și n-am cum să mă duc cu mașina mea acolo, pentru că nu am un loc de parcare acolo. Ar trebui să-mi las mașina pe locul lui de parcare, dar o să observe că e mașina mea acolo și nu mai e mașina lui. Nu știu sincer ce o să fac când o să observe că nu mai e mașina aici. Sau ce o să facă el, sper să nu sune la poliție. Dar înainte să trecem la treaba, aș aprecia foarte mult dacă v-ați abonat cu clopoțel canalului, pentru că asta mă ajută pe mine foarte mult. Bună, să fiți notificați de fiecare dată când postez un clip nou și imediat facem și noi 200.000. Goalul meu ar fi să ne strângem 300.000 de oameni până la sfârșitul verii. Dacă îți plac clipurile de genul, nu uita să apeși butonașul de like, pentru că asta mă ajută pe mine foarte mult, plus că poate să duce clipul ăsta mai mult. În curând o să încep o serie în care am nevoie foarte mult de voi, așa că dați-mi un follow pe Instagram ca să puteți vedea mai repede story-urile. Băi, băiatul ăsta stă departe rău de tot. Păi dacă fac 20 de drumuri din astea, cui mai trebuie să? Mă rog, mai avem aproximativ, nu știu, jumătate de kilometru și ajungem la Lino. Gata, băieți, în sfârșit. Are geamul ăsta deschis. Acum am ajuns, băieți. Asta e mașina pe care o să o luăm. O să vă explic în mașină de ce se întâmplă toată chestia asta și cum n-o să-și dea Lino seama. Dele mi-a zis că a scuns cheia undeva în curte, într-un papuc, după coșul de gunoi. Gata, mi-am intrat în rol. Nu știu cum să fac să stea asta mai bine. Am intrat în curte. Unde e coșul de gunoi? Unde trebuie să fie? Mamă, și are asta aici. Ar trec repede să nu mă observe. Ori mă târp aici, dar n-aș vrea să mă târp cu hainele astea pe aici. Nu, ce faci? O să iau. Stai, mă, să-mi dau jos prostia asta. Cum se conduce asta? Mamă, câta mașină, ești prost? Bă, cât de ușor e să fii hoț. Bine, mă rog, am primit mură în gură tot. Știam unde e cheia, știam tot. Cred că aș putea să mă fac un hoț într-o zi. Și cred că aș fi destul de bun dacă mă întrebi. Gata, am tras pe dreapta, oameni buni. E bine că mi-a dat-o cu rezervorul plin. Era mai nașpa să trească să mă duc să pun eu motorină, dar aia. Nu știu câți dintre voi știți, dar Lino acum ceva timp a avut un accident destul de grav cu mașina lui, cu BMW M440i. Dar el a primit mașina să dea la socrii lui. Am văzut că a postat pe story o poză din o altă mașină. Și m-am interesat un pic despre ce e vorba și el acum a primit o mașină de la reprezentanța BMW. Asta e cu ce să meargă. Așa că nu o să-i simtă lipsa ăstea. Și hai să le explorăm un pic, că eu nu știu cu ce se mănâncă toată treaba asta. Deci avem așa, un BMW X5 3000 diesel, oameni buni. Cam așa arată el. E frumos. Chiar e frumos. Panorama acolo, am văzut-o când am intrat în el. Superb. Vedem ce are pe aici prin spate. Niște cărpe, mai nimic. Hai să vedem un portbagaj. Ah, clasic. Se vede că e mașina lui Lino. Hai să vedem cum e și la interior. Jură-te, vere, cam ambientală. Navigația mare. Nu știu cum se verifică. Am văzut eu pe undeva că trebuie să aibă nu știu câte butoane ca să fie full. Ei bine, eu nu mă pricep, nu le găsesc. O să vă arăt vouă cam cum e pe aici și o să vă dați voi seama că eu nu știu ce să vă zic. Clima pe două zone. Volanul ăsta, băi. Am condus mașina asta de acolo până aici și n-am condus mult. Mă simt ca un împărat, vere. Sunt așa înalt. Nu știu, îmi place rău de tot senzația de SUV. De voi am și aflat că mașina e la vânzare. Dacă vă interesează, nu știu dacă o să găsesc vreun anunț. Probabil o să găsiți mai multe detalii în secțiunea de comentarii sau în descriere. Habar n-am prețul, dar o am eu, e tare. Hai să ne distrăm un pic cu ea. Și bineînțeles, ce clip face orice YouTuber când are parte de o mașină? Mi-am luat mașină nouă, prank prietenilor mei. Așa că hai să mergem la gamă. Mi-am luat mașină. Băi, renunțat să-mi iau o casă. Am vorbit cu tata și zic că e o idee bună să dau toți banii pe care am pe o mașină. Da. De tot de mașină. Păi nu e tare, e 2015, e mare, îmi stă bine în ea. Vreo 40.000 am dat. Dacă ai dat 40.000, ești prost rău de tot. Păi cât face un X5? Păi are 211.000 de kilometri, unde 40.000? Uite, chiar. Bă, mașina e mișto, nu zic că e nașpa mașina, e chiar mișto mașina, dar nu 40.000. Cum mă, nu face că e mare, e 3.000 diesel? Asta cât e, spre exemplu? Tocmai asta e 50. Ah. Bine, atunci am dat 30.000. E aia lui Lino, mă? Da, mai prins. Băi, am furat-o. Ai furat-o? Da. Am vorbit cu Delia, a ascuns cheia, am intrat, am luat-o. Și fii atent ce am avut pe cap, agulă. Nu, nu mai bine nu are. Te pup, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pa. Avram, am furat mașina asta. Da? Da. E acum a ta, oficial. Da, ia lui Lino. Unde vrei să te duc? Stai că te sunt eu să Vrei să te ajut socari? Da, aici sunt vlog. Ah, fuck. Hai, bă, urcă să te și audă ceva pe vlog. Mie. Stai că nu știu cum. Azi am furat-o. Hai, urcă că stă lumea după mine. Mamă, ce frumusețe. E tare ce rău. Ce frumusețe și ce bine stă la volan. Da, mulțumesc. Da, așa, primele impresii, ce părere ai? Top. Și nu știu, stai extrem de bine la volan. Să-mi iau
SUV? Da, nu știu, te prinde bine, rău de tot. E mai bine ca Golf, n-am ce. Pasatul! Ce urăsc eu cel mai mult e că locul meu de parcare este primul și lumea tinde să parcheze pe... A venit domnul să-și ia mașina. Vedem pe Robi cum parchează. Hai să vedem parcare cu spatele. Hai să vedem ce șoferiști. Bă, mă pui la încercare. Bine, mă, bine. Deci Robi, să știți, chiar e un șofer foarte bun. Vreau să văd afară bine, cum parchezi. Da. Știți voi că nu-i stă foarte bine la volan. Vedeți, n-are nicio treabă, e mașină automată, de obișnuit cu manuala. Ia să vedem la linie te verific. Bă, când o să am o bune mașina asta parcată în fața locului meu. Fii atent. Fii atent aici cât de bine ai parcat-o. Eu m-am mai dat cu ea. Băgat de 1 milion. Iar nu mai are motorină. Trebuie să mergem să mai băgăm. Ce rămâne îi lăsăm cadoul lui Noca, așa e frumos. Bă, dar fără șovere, vreau să mă duc într-o zi să am mașina asta parcată pe locul meu de parcare. Wow, cât de tare. Bă, mașina asta e genială. Am luat cheia din ea. Băi, ești prost. Cât crezi că avem la oră? 130. 100 e maxim, aici 100 are. Și avem acolo și sora vitregă. Sora mai mare, cum s-ar zice, sau stepsis, cum o știe Paul. Să vedem, știi să deschizi asta? Știu, mule, Ixan. Învață-ți spre viitorii cum poți să blochezi pompa să faci plinul. Nu vreau, nu vreau, cred că e 1 milion în plinul asta. Ia să vedem dacă ne merești. 100, 0, 0, trebuie toată lumea să apese pe butonul de like și subscribe. Hai! Dăm 10 bani. Eu mă stau și de la mine, poți să mă țin un pic aici. Ia, aha. Sunt și scuturi, voi vezi când faceți pipi. De mult ai scutura, un strop tot rămâne. Am alimentat 200 de lei, forță cum ne place nouă. Și acum mergem spre inima Ioanei. Gata, Ioana a venit spre inima ta. Iată-te aici. Ia. Ai văzut, ai văzut? Altfel. Tot cei 400 de cai, e electric. Altfel. De fapt. Eu nu vreau să mănânc mult, mai grăsuț așa un pic și parcă vreau să slăbesc. Vreau, vă rog frumos, două combo-uri, McPuișor, suc. Fii atent, vreau să facem un test suprem. Tu, dacă încapi în portbagajul la mașina asta, înseamnă că e o mașină care le face pe toate. Mama, e că am dat cu capul, vrei să te vin? Vezi că astea sunt inuțele lui, stai să le dau și mai acolo. Mă, ce, sper că ăștia nu-s chilosuzi. Dar să dai ușor, că poate îmi prind genunchiul. Nu o să dau ușor. Ai loc? Da, mă, stau ok. Nu te chinuie, nu? Nu. A început seria în care mănânci foarte repede cu diferiți youtuberi. Provoc să mănânci acest McPuișor cât poți tu de repede. Vreau record mondial. L-am mâncat McPuișor. 3, 2, 1, 2. Wow, wow, wow. Ai deschis gura, să vedem. Da. Mi-am luat mașină nouă. Am făcut cea mai proastă idee. Am vorbit cu tata mult și așa și ne-am gândit. În loc să-mi iau casă, mi-am luat mașină vere. Bă, știu că a fost cea mai proastă alegere pe care am făcut-o vreodată. Am luat mașină nouă, a? Când îmi iau. Nu te cred că ți-a luat. Hai, dă-te jos să-ți o arăt. Păi, mai mare decât tine. Vine un pic de la fața la ea de mai nevoie. Băi, vere. Înainte să iasă, știi că am verificat-o și pe Car Vertical. Băi, nu uitați, pentru Car Vertical 20% reducere codulețul robinet. Ia, hai să vedem motorul, că nu l-am deschis deloc până acum, mi-a fost frică. Ce faci, mă? Bă, nu, nu, nu. 10.000 de like-uri și o să facem mașină de off-road de nu știu cât ai, 1.000 și ceva de cai versus mașina asta. Hai să-ți dau vestile, n-aș fa noi mașina. Mamă, ce mare ești, Paul. Bă, ușor că-mi zgâriați mașina, gata. S-a făcut ora 4, trebuie să mergem să ne turnăm pentru că uitați ce am mâncat până în sfârșit, scap și eu de șapca aia. Deci în caz că nu știți sau nu ați văzut pe ultimele mele vloguri, cam ăsta e părul meu. Vraiște, e jale rău de tot, acum mergem, ăsta e un before. Nu mai e after că aveam programare la 4, 3. Nu la 4. Bă, cum rezolv asta din capul meu? Cât sau aici m-am gândit să-i fac un prank mamei. Am luat toți banii din cont pe care aveam pentru casă și i-am dat pe mașina asta. Nu am atâția bani în cont, dar o să discut tata, o să zic că m-am împrumutat și de la el de bani, am vorbit cu el, tata a zis că e idee bună, vă dați seama că e nebunie să ții o mașină înainte de o casă. Vreau să o sun pe mama, supărat așa, dezamăgit de mine, și să-i zici că nu știu ce a făcut Robi, că a luat toți banii din cont, s-a mai împrumutat și de la mine ca să-și ia mașina înainte de casă. I-am zis să nu, dar i-am zis bine, faci ce vrei, știi, de-astea. Să creadă că mi-am luat mașina asta. Că ți-am dat detaliile la cont, pentru că tu nu aveai de unde să le... Da, bravo! Da, o să zici că mi-ai dat detaliile de la cont, mi-ai zis pentru ce-mi trebuie și nu ți-am zis. Și acum te-am sunat din mașină, gen, și ți-am zis că mi-am luat mașină. Da. Sună și zi să mă sune, să mă certe, să nu știu, fă, zi să facă urât la telefon. Bine, mersi frumos, pa! Da, mami? De ce faci, Robi? Bine, tu? Ce zicea tatu, că vrei BMW sau ce? Nu știu ce zicea. De ce? Că ce zice de BMW? I-am cerut detaliile de la contul bancar, mai am eu să fac ceva cu banii. Mi-am luat o mașină, gen. Te-ai luat o mașină? Da. Ce mașină să-i luăm, mă? Dacă zic, mami, nu știi, că nu știi mașinile. Păi și câți bani ai dat pe ea? Nu știu, 21 pic de mii, 30 aproape. Și ai, mă, cum să dai? Cum să... Păi de unde, ce aveai tu un cont atâția bani să dai 30 de mii pe mașină? I-a mai cerut lui tata un pic, mai mult. Ce ai, mai nebunit să dai tu bani atât pe mașină? Vrei să te sun pe video să-ți arăt? Aolea, nu mai mă arăta că
deja mor aici cu atâtea mașini aici, că aveți aici la mașini, dar nu știu ce faceți cu atâtea mașini. Ce ți-a venit? Că eu nu te-am auzit de așa ceva. Pentru YouTube. Doamne ferește, și atâția de mulți bani, nu puteai să ieși tu ceva mai ieftin. Îi scoate înapoi, mami, mașina asta. Fac un vlog, fac 1 milion de vizualizări, fac 400.000 de dolari și gata, ne îmbogățim. Doamne ferește, mă, Robi. Păi eu ziceam ca să strângi acolo, așa că-s bănuții tăi, că doar nu ți-a nimeni să ție ce-ți trebuie acolo, să ai rostul tău. Mașina. Doamne ferește, mașina-ți trebuia ție acum, că n-ai două mașini. Una e vai de capul ei și îmi cade mereu și una e a voastră, nu am eu treabă cu ea. Care una e vai de capul ei și scade mereu? Că de câte ori scade ceva, pac, imediat doar spui ce scade și pac, s-a rezolvat. Da, și asta e adevărat. Aolo, cum a luat căldurile și transpirațiile, zic eu, ce am eu, mă, destiu agitată azi, așa parcă presimțeam că s-ar întâmplă ceva. Și l-am mai prost să dea detaliile la cont. Să vezi ce-i fac eu lui cu detaliile lui de ți-a dat, eu trebuie să mă trăie pe mine întâi, nu pe tine. Mami, glumeam. Doamne ferește. Nu, ok. Hai, mă, spune adevărul, zi odată. Chiar glumeam, nu, n-am luat nimic. I-am furat mașina lui Lino. Ai, ai furat mașina lui Lino? Doamne Iisuse, cum mă speriați voi pe mine. Că eu nu știu ce, că trăiesc aici într-o panică de m-am speriat la inimă, mă doare. Bine, mă. Fugi. Mă sună ăla, sună repede. Păi ce să vă fac eu, mă, tu-i dai detaliile, după aia mă pui pe mine să văd până nu-i prea târziu. Să reglementez eu, păi pot eu să mă pun. Doamne ferește, că ai că am dat un gol pe iară când e rău. Bine, mami, pama, te vezi. Hai, pa, și eu te vezi, pa. Ok, deci asta s-ar întâmpla dacă aș face asta. Merită, băi, să vă cer de mama ca să-mi iau mașina asta. Cineva mă așteaptă de rufos. Frumoasă mașina nouă. Cred că s-a supărat pe mine. Money line, I'ma run it.